găsit la dosar de politician. Numele său este Costin Borcher, este vicepremierul României și ministru al economiei. Borcher a fost prezentat românilor drept un salvator al economiei naționale după ce a activat peste 10 ani ca manager al companiei de ciment la Farge. După 9 luni de mandat, ministrul Borcher pare că a salvat economia. Mai avem puțin și întrecem Germania la productivitate industrială. Același Borcher a restructurat toate companiile de stat și a atras investiții străine masive, astfel încât românii nu mai pleacă să-și găsească locuri de muncă în Europa. Pentru realizările sale, președintele Iohannis se gândește să-l facă pe Borcher președintele PNL și cine știe, poate chiar premier al României. Cu siguranță acest Borcher se va regăsi pe listele parlamentare ale PNL. Dincolo de ironiile mele, realitatea crudă arată că ministrul economiei s-a remarcat printr-o activitate sublimă, dar lipsită de rezultate. Borcher a făcut două lucruri clare. A reușit să obțină de la premierul Cioloș salarii mai mari pentru angajații Ministerului Economiei, adică o grilă specială de salarizare în detrimentul altor ministere. A doua realizare a lui Borcher sunt angajările în minister și numiri de personaje apropiate în consiliile de administrație ale companiilor de stat. Ia să vedem ce specialiști a recrutat ministrul Borcher în minister. Noul secretar general al Ministerului Economiei se numește Cezar Armeanu. Poziția sa este extrem de importantă deoarece toate actele și deciziile ministerului trec prin pixul său. Ai crede că acest Armeanu este vreun tehnocrat găsit de ministrul Borcher într-o multinațională? Documentele oficiale arată însă că Armeanu are în spate o lungă carieră de politruc în solda partidului PUR, devenit apoi Partidul Conservator, adică partidul lui Dan Voiculescu. Cezar Armeanu a fost președintele organizației PUR din Constanța, motiv pentru care, deși nu avea experiență, a fost făcut secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor între anii 2002 și 2004. În acea perioadă se punea la cale afacerea penală Microsoft. Acest Cezar Armeanu a devenit apoi între anii 2004 și 2009 tocmai secretarul general al Ministerului Comunicațiilor, o poziție din care a semnat nenumărate documente sensibile. De exemplu, ministrul Borcher poate întreba pe secretarul său general Armeanu cum au fost semnate în timpul guvernării Tăriceanu actele adiționale din afacerea Microsoft. Sau de ce ministrul comunicațiilor Dan Nica este sau a fost cercetat în dosarul Microsoft, iar Cezar Armeanu a reușit să scape. Aceste personaje de tipul lui Cezar Armeanu au calitatea de a cădea întotdeauna în picioare și de a ocupa poziții importante în administrație. Între anii 2009 și 2016, Cezar Armeanu a fost scos din țară și trimis ministru consilier la Ambasada României din Norvegia, adică reprezentant al Ministerului Economiei. Asta deși Armeanu nu avea oficial nicio treabă cu diplomația economică. Armeanu a fost inițial un simplu director de școală în mica localitate Istria din județul Constanța. Mergem mai departe să cunoaștem o altă mare somitate în economie. El este Vlad Vasiliu și este secretar de stat tot în Ministerul Economiei, adică mâna dreaptă a ministrului Borcher. Vasiliu are legătură cu economia, la fel cum un doctor se pricepe la impactul exploatărilor de cărbune din Valea Jiului în economia județului Gorj. Vlad Vasiliu este chiar medic de profesie și la mijlocul anilor 90 își pregătea un doctorat în medicină la un faimos institut din Germania. Apoi, în mod ciudat, Vlad Vasiliu este luat de o mână nevăzută și introdus în diplomație și el în doar câteva luni de zile. Vasiliu a fost numit consul general al României la München și apoi secretar 1 la Ambasada României de la Viena, apoi consul general al României la Bonn și ministru consilier în Ambasada României de la Berlin între anii 2012 și 2015. De la Berlin, Vasiliu a fost parașutat direct în Ministerul Economiei. Eu, sincer, nu înțeleg cine sunt oamenii aceștia de tipul lui Vlad Vasiliu. Care este povestea lor adevărată? Ei sunt oare diplomați sau medici sub acoperire sau personaje care primesc diverse misiuni, ultima fiind la Ministerul Economiei? În final avem o veste bună. Singurul specialist din Ministerul Economiei se numește Sorana Baciu și ocupă și ea funcția de secretar de stat. Problema este că Sorana Baciu a fost timp de 7 ani director de strategie al companiei petroliere austriece OMV. Iar acum Sorana Baciu conduce compania de stat Romgaz, iar OMV are interese economice chiar în activitatea Romgaz. Nu întâmplător, Ministerul Economiei a căpătat în ultimele luni denumirea de divizia de lobby a OMV tocmai în guvernul român.